Salut! Foarte, foarte greu am reușit să finalizez această însemnare. Parcă am scos-o prin cezariană. Sau, ca să mă exprim mai plastic, am fost constipat rău de tot. Dar am reușit. Era de datoria mea să-i pun materie primă domnului Ion Teleanu, autorul articolului Proprietarii de păduri prăduiți de Rom Silva. Îi documentez un caz concret cum să practic această prăduire. Sunt convins de un lucru, că cei de la Rom Silva nu sunt un grup infracțional care urmăresc ceva. Fac așa, că se poate. Și-o fac. Nu mai iau iar de la cap să spun despre ce e vorba. Vedeți jos un link, un rând de link-uri care începe cu adresa, cerere, observații, contract, poștă. Intrați pe rând pe ele și vă lămuriți. Mai mult de atât nu pot să fac și n-are rost să mai repet ce am spus acolo. Iar cu un rând mai jos, pentru cine are răbdare, poate să vadă tot istoricul acestui conflict. De fapt, e un conflict. E ceva mai rău. Am vorbit la însemnările referitoare la primărie de un conflict care l-am avut cu o salariată de acolo, Enea Alina. Și am reclamat-o ca să nu se mă ocupe adăcat. Și am primit un răspuns la primărie, normal după o lună, ca atât le trebuie lor, ca să trag de baza legală care le permite să răspundă într-o lună. Primit un răspuns cauciucat. Adică nu răspundea nimic, și era cu copy-paste, dând tot felul de legi. Cine îi scălea răspunsul? Enea Alina. Am reclamat-o la șefa ei, care i-am spus că există lege, există un articol în lege, care atunci când reclam pe un funcționar, acesta nu mai are dreptul să se ocupe de treaba asta, îi se dă altui funcționar. După o lună, am primit un răspuns de la șefa lui Enea Alina, în care mi-a confirmat că există lege, că există articolul de lege, care prevede că atunci când reclamă un funcționar, acesta nu se mai ocupă de problema respectivă. Însă, șefa lui Enea Alina a spus că la nivel compartiment au decis că de Răcădău se ocupă Enea Alina. Punct. Chestilor. Deci dacă vreau ca să găsesc alt funcționar, trebuia să mă muc cu apartamentul în alt cartier. Simplu. E cam ceva în genul ăsta se întâmplă și aici. Nu e ceva concentrat, o răutate, în care cineva vrea să mă cotonogească. Nu. Așa au apucat să zică, după o logică matinală. Și în concluzie merg mai departe. De ce? Că se poate. Iar pentru mine, că acum aștept ca să primesc răspuns de la inginerul șeful ocului Silvic și pe aia să-l chem în contencios administrativ. Pentru ce-l chem? Ca să respecte legea în baza căruia există chiar el. Se apucă de amblaua. Asta e puțin spus. Și mi-e greu, din ce în ce mai greu, să lupt cu asemenea oameni. Eu am trecut de multe ori printr-o situație prin care trece șeful ocului Silvic. Am spus că în armată am avut 14 reîncarnări al lui Napoleon care m-au condus. Așa se considerau ei. Și după aceeași logică matinală se trezeau câteodată să dea câte o dispoziție de asta care era contrară legii. Dacă aveam modul de comportare al
inginerului, aplicam ce zice șeful, nu ce zice legea. Dar constructiv eu nu puteam să fac treaba asta. Și atunci făceam un raport, mă înregistra la documente secrete, în care explicam detailat, punctual, legal, ce anume se încalcă. Normal că l-a apucat pe ăla Dan Blaua și ceream ca să îmi dea acest ordin în scris. L-a apucat pe ăla Dan Blaua, mă chema, urla la mine. Eu tăceam și așteptam să îmi dea în scris. Și el nu dădea în scris. Și în concluzie, nu mai cerea treaba aia. Se făcea că uită. E, așa trebuia să procedeze și inginerul de la Drăgăneștol. Se trimeată observațiile mele la eșalonul superior și să aștepte până primea un răspuns scris. În funcție de ce scria în răspunsul ăla, proceda în consecință. El s-a grăbit. Și-a greșit. Am fost la un moment dat în situația în armată când nu am putut să mă opun în asemenea situație. Și atunci ce am făcut? Am trecut în rezervă. Fiindcă eu moral nu puteam să încalc principiile care mă guverneau pe mine. Și care în mod normal a trebuit să guverneze pe toți. Că legea e lege și se aplică. Dar cine să aibă asemenea grețuri? Păi, un caz. Un țăran de răchițele. Boc, Emil Boc. A urmat facultatea de drept și a dat doctoratul și în urma unei altercații cu reportere, i-a luat ăsta microfonul. Absolventul facultății de drept, cu doctorat în drept, nu știa că n-ai voie să iei un microfon. De ce? Păi la răchițele țara celor 3P, ăștia dirigează. Preotul, polițistul, primarul. Rest, chestlos. Au zis, aia bine, se face. N-au zis, aia nu se face. Deci, n-au concepte de ăștia civice, că asta nu se poate face. Și unde te uiți în România, vezi numai abuzuri de genul ăsta. Cu totală lipsă de respect. E normal. De mult de tot am cerit o carte al unui Toffler, Șocul viitorului. Chiar am prins-o, cred, în primul an sau al doilea an după ce a fost tipărită. Poveste veche, prin 70. Și le spune un lucru. Analfabetul viitorului va ști să citească, dar nu înțelege ce citește. E, am ajuns acum în viitor. Și mă confrunt cu oameni care știu să citească, dar nu înțeleg ce citesc. Și avea perfectă dreptate inginerul de la Drăgăneștol. 4.000 de proprietari au scădit fără probleme contractul, în forma propusă de ei și stabilită de ei. De ce? Câți din aia 4.000 au avut curiozitatea ca să citească ce scrie în codul silvic? Niciunul. Și sincer, nici nu aveau chef ca să stea de vorbă cu inginerul. Că poate să uita asta mai atent la actul lor de proprietate și lăsa fără el. Asta ar fi despre subiectul în sine, actul 4. Luați la rând link-urile, dacă aveți chef, și vă lămuriți. Eu ăsta, materialul ăsta, îl furnizez lui domnul Teleanu, că e o documentare cu punct și virgulă a unui abuz grosolan. Îi sugerez, ar fi interesant să iau un interviu inginerului
pe la Drăgănești tot, având aceste materiale. Să vadă cum o dă ăla la întors. Dacă vrea, mai mult de atât eu nu pot să fac. Asta că îl chem în contencios, constructiv, eu nu mă pot opri. N-am frenat. Și în același timp îl reclam și la protecția consumatorilor. Că teoretic, ei ar trebui să mă protejeze. Dar tare mică aia de Drăgănești tot protecția consumatorilor, sunt pe geazichi, cum zice Mircea Badea, cu inginerul. Și mai important e ca să-l servească pe inginer decât să uite la ce dracu scrie în legea aia protecției consumatorilor. Trec la postscriptum. M-a șocat. Sasul ăla care vrea să ajungă președintele României. Sunt un politruc care vrea să candideze la președinția României. La bacaloretă există o probă, competențe lingvistice de comunicare. Adică să înțelegi ce citești. Sasul ăsta nu înțelege sensul cuvântului politruc. Și de-aia îl folosește cu grație. Și când s-a luat de el, ce a întors, dat-o el l-a întors. Afirmația că sunt politruc este un experiment didactic. Am vrut să arăt că PSD-ul se ocupă doar de copiat. Înțelegeți ceva ce a spus ăsta? Eu nu. Tocmai zice el că este un anticomunist privat. Iar nu înțelege sensul cuvintelor. Păi dacă ești anticomunist, implicit ești privat. Nu poți să fii un anticomunist comunist. Se ferească Sfântul. În această galerie selectă astora care bag câmpii, s-a înfipt tare și Ponta, care e în topul încrederii. La Antena 3, că suspendarea lui Băsescu se discută în PSD. După ce pleacă, vom debăsifica societatea. Efectul regimului său e comparabil cu cel lăsat de naziști în Germania. Stă foarte rău la categoria neuron și ăsta. Da, de acord. Băsescu, domnul singur, n-a făcut porcăriile care le-a făcut. A avut o gașcă întreagă. Peste tot. Și acum Ponta ce spune? Băi, după ce dispare Băsescu, vă scalpăm pe toți. Păi, implicit aia ce o să facă? Să duc la biserică și pun acatist? Nu. O să facă și pe dracu un patru ca să salveze pielea. Nu putea să tracă dracului din gură Ponta. Să ajungă să-l dea jos și pe aia să ocupe de aia. Dar să tacă întâi. Că acum opoziția băsistilor va fi mai mare, mai puternică. Nu-l duce capul nici atâta. Ăsta vrea să ajungă președintele României? Sau la altul, Neagu Giulvara. L-am urmărit cu plăcere de multe ori ce spune el. Dar nu intră în interviu, spune că este o datorie absolută să votezi ca să-ți dai por cu părerea. Bătrâne, însă e o mică problemă. Bun, votezi, datorie, o înțeleg. Dar ce trebuie să votezi? Dintre trei nulități, patru nulități, eu să decid care nulitate mă conduce? Păi eu nu vreau asta, să mă conducă o nulitate. Și atunci ce fac? Foarte bine a zis un ziarist, ce drept el a dat vota între lege între mai multe conserve stricate. Păi asta e situația mea. Domnule Giuvara, înțeleg că civic eu trebuie să votez, dar pe cine? Că nu mi-inspiră încredere niciunul.
Asta e problema mea. Și de-aia mă gândesc dacă să mă duc la vot sau nu. M-am uitat la ăștia. Îmi pare rău că ăsta ghișe n-a prins. Că i-am pus semnătura ca să strângă el, ca să poată intra în cursă. Prea complicat ghișe. A făcut el proiectul ăla de 50 de pagini. Cine dracu are timp să-l citească? I-am citit rezumatul. Bunăstarea. El vrea să ajungă la bunăstarea României. Cum? Lângă Brașov e un cartier tărlungen, plin cu țigani. Cum poți să-i aduci pe ăsta la bunăstare? Mai pui 3-0 la fiecare copil produs. Ca drepturi. Și atunci să mai ajung. Dar în rest e să pun osul la treabă. Și calitatea românilor. Păi foarte mulți au ajuns prin Occident. Și implicit s-au încadrat acolo în ritmul de lucru, în normele de lucru de acolo. Deci românii pot. Dacă se vede aici că lucrez cu frâna trasă toți, de ce să nu lucrez și eu la fel? Am povestit eu mai de mult de unul Maravela, muncitor la tractorul, strungar. Stahanovist. Era un curent importat de la ruși, pornit de la muncitorul sovietic, unul Stahanov, care lucra foarte rapid și foarte corect și foarte bine. Și ăsta a ajuns să-i tragă și pe alții după el în niște concursuri care lucrează mai mult corect și bine. E pe bune, ăsta, Maravela, era în situația asta. Cred că avea o problemă dacă îl întrebai tabla mulțirii. În schimb, ca meseriaș, era formidabil. Din mamă. El țăran era din mamă și din tată. Însă pe undeva nativ avea acest calitate de strungar. Și-mi povestea taică-meu că l-a văzut odată când a mers prin fabrică pe la tractorul, pe Maravela scuțim ăsta, cum trebuie cum se cheamă, cuțitele pentru strung. Cu țigarea pusă în colțul gârii și așa mișca. Ce calcule, ce unghiuri! Și ieșea un cuțit așa, scuțit la mână. Îl punea în strung, băga asta în viteza a patra și după aia turbo. Nativ. Și ce s-a întâmplat cu Maravela? Că la un moment dat i-a cumpărat lumea asta sau un televizor color. Îl bârea la cap. Cum a rezolvat-o? Păi a luat o saltea și s-a dus la fabrică. Și a lucrat până a apucat somnul. S-a culcat pe saltea aia. Până s-a sculat, a lucrat mai departe. Și uite așa, ținut până a strâns bani de televizor într-o săptămână. Și atunci nu prea multă lume avea. N-aveau aproape televizorile o realități. Realități. Și Maravela, în mintea lui, și-a dat seama de un lucru. Că el practic lucra și pentru colegii lui care nu lucrau. Și ce-a făcut? A plecat într-o excursie cu ONT-ul în RDG. Și a greșit. Și a ajuns în RFG. S-a vrut să angajeze. S-a dus la una de marile firme care se ocupau de mașini și a spus, domnule, eu sunt strungăr, vreau să mă angajez la voi. Păi a apucat râsul. Deci vezi coada aia? Ei, acolo sunt exact strungăr că vreau să angajeze la noi. Pot da probă de lucru? Da. Când au dat probă de lucru, în vreo 6 luni, Maravela era și angajat și făcut cetățean german. Că era o valoare. Da, de se poate. Nativ putem.
Însă aici ne-am adunat toți. Acum un grup care lucrăm cu frâna trasă. Ne place. Timpul le trece, leafa merge, noi cu drag muncim. Bun. Am terminat această însemnare. O veste bună. Am avut un șoc. Știți, la album 3 acolo, că m-am referit eu la un loc de parcare. Că se împiedică mașina de gunoi, dă o altă mașină parcată și rezultatul se blochează strada jepilor. Și-am documentat problema, am trimis-o la primărie și mă așteptam acum un răspuns de la standard, în lucru sau altă variantă. Rezolva favorabil și liniște. Așa că am fost surprins când țâr telefonul. Un domn Mânzu Constantin, salariat la primărie. Și domne, mi-a venit reclamația noastră. Puteți coborâ jos, că sunt chiar la gunoi. Da. Știți cu ce a început domnul Mânzu Constantin? Domnule, aveți dreptate. M-am șocat. E prima dată când un salariat îmi dă dreptate implicit. Deci totul se poate. Cred că toate se datorează balconului meu, care e un balcon foarte deștept. Din balconul ăsta am văzut eu că lumina arde în prostie și am făcut eu pe dactilografa și s-a mutat stingerea, aprinderea luminii în Brașov cu o jumătate de oră. E acum tot datorită balconului ăsta, am mai rezolvat ceva. Eu am făcut pe dactilografa. Am uitat să spun la această însemnare, îi mulțumesc foarte mult secretarii IT care a reușit să adune toate link-urile, să le adună pe aceeași pagină. A fost extrem de dificil. Mulțumesc, doamna secretară. Secretara fiind eu. Bun, toate bune. Am terminat tot ce am avut de zis. Deci despre problema în sine, luați-o pe link-uri. Mai clar de atât nu se poate, vorba lumii Mircea Badea. Peste două zile am un șoc. Iar mi se schimbă kilometrajul. E o zi tare neplăcută pentru mine. Vă sărut. Și pe dumneavoastră, domnule inginer, cum vă cheamă la Drăgănești tot, iar domnul Itelean îi urez succes. Că materie primă și muniție am dat. Toate bune!